sunt fix 0 grade și am înțeles că mâine o să fie de 5 ori mai multe grade decât astăzi. Nu putea trece anul până nu vă prezentam această mașină. Alerg după ea de nu știți de când. A fost prezentată la Andy Popescu, a fost prezentată la George Buhnici, însă înainte de asta eu am văzut-o prin oraș la o spălătorie, am încercat să dau de proprietar, n-am reușit și după aceea a apărut la Andy și la George, dar am zis că nu mă las și trebuie să vă prezint și eu Hongqi EHS9, un SUV de lux imens, chinezesc. Wow! Și mulțumesc lui Valentin Burada și clinicii Swiss pentru această mașină. Și o să vedeți în continuare la ce este folosită această mașină, care este scopul ei de fapt și de ce a fost cumpărată. Nu se vinde în România, se vinde în Norvegia, se vinde în Suedia, se vinde evident în China și marca are o poveste destul de interesantă. O să fie o filmare grea, dar o să fie o filmare frumoasă. Așa că nu mai lungim. Hongqi EHS9 pe mașină cu Luci Popa, care începe. Și probabil vă întrebați cine și la ce folosește o astfel de mașină de lux din China. Și suntem aici cu Valentin Burada, care ne va explica de ce a cumpărat această mașină. Bună, bine ați venit! Această mașină a avut scopul inițial gândit pentru a aduce pacienții noștri de la clinica Swiss pentru intervențiile estetice, turismul medical estetic pe care îl facem noi, să-i aducem de la aeroport cu această mașină de lux pe sistemul Turcia. Da. Între timp, plăcându-ne așa mult, a devenit și un mijloc de transport de-al nostru, al colegilor uzual prin capitală. Deci scopul inițial acesta a fost, dar ne bucurăm de mai multe feluri. Și de ce nu o mașină de la un brand deja consacrat? Să știi că ne-am uitat. Ne-am uitat la Mercedes Viano, V-Class-ul, da. Ne-am uitat la S-Class-ul de la Mercedes, dar am găsit aici un raport calitate excepțional, un raport calitate-preț. Chiar arată premium mașina și o să o conduci și o să o vezi exact cum se simte și îți dă un confort super premium la un cost super decent. Da, dar v-ați gândit că ar avea și efectul ăsta de reclamă, că e unică, deosebită și aruncă... Adevărul e că îți dă o impresie, să e impunătoare așa, e unicată și o să vezi cum scoate lumea telefonul și filmează pe stradă pentru că nu știu ce este. Sunt curios, ce-o fi, ce se întreabă, ce-i Rolls, ce-i de-aia, ce... Eu zilnic aproape primesc poze cu mașina și mă întreabă lumea să o filmez. Mm-hmm. Și cam ce servicii oferiți aici la Swiss? Suntem recunoscuți pentru rinoplastia ultrasonică, serviciul de corecție funcțională a respirației plus rezultatul estetic atât la femei și la bărbați și de asemenea pentru serviciul de lipoaspirație high definition, adică toată acea zonă de grăsime din zona abdomenului o transformăm în pătrățele sau liniuțe frumos cu ajutorul chirurgiei estetice avansate folosind cea mai înaltă tehnologie de lipoaspirație cu ultrasunete. De asemenea, zona de chirurgie estetică a sânilor, a feselor, a siluetei, lifting facial pentru doamne și tot felul de intervenții în jurul acestui serviciu. Diferențiatorul nostru principal este că suntem prezenți nu doar în București, ci avem 32 de puncte de lucru în cele mai mari 32 de orașe din România. Putem spune că avem acoperire națională și pacientele ne vizitează în clinica din București pentru serviciile de chirurgie estetică mari, dar în celelalte orașe se pot realiza consultațiile și tratamentele ușoare, precum acid hialuronic, botox, fire și tot felul de tehnici avansate, cu ajutorul cărora reușim să realizăm anti-aging sau beautification fără operație, fără bisturiu, doar prin simple injectări, cu rezultate rapide și spectaculoase, aș putea spune. Și pentru urmăritorii noștri, dacă vor mai multe informații, căutați pe Instagram Swiss Clinics Men. E o pagină dedicată specială pentru bărbați sau pe Facebook Swiss Clinics Men. Specială pentru bărbați și acolo regăsiți toate tratamentele pe care le facem dedicate bărbaților. O să punem și noi un link în descriere și în primul comentariu. O să vină lumea în comentariu și spune, brandurile astea noi chinezești. Ce să faci, mă, cu ele? Că au apărut 100, 1000, 1 miliard. Dar pentru cine nu știe, Hongqi nu este cel mai vechi producător chinezesc, dar este cel mai longeviv. Firma sau brandul sau marca a apărut în anul 1958. Această marcă este mai veche decât Lamborghini. În 1981
producția s-a oprit până în 1990, deci vreo 9 ani de zile n-au mai făcut nicio mașină și după aceea din 1990 a reînviat această marcă, au făcut mașini pentru demnitari. Chiar și înainte făceau mașini doar pentru demnitari și pentru demnitarii străini care veneau în vizită în China. Și acum există un Hongqi nou, se numește L5, care arată ca o Volga, doar că ea este modernă. Au și modele moderne, cum sunt acestea, dar din 1991 până în 2018 făceau mașini străine sub licență. Făceau Audi 100 sub licență, făceau Lincoln Town Car sub licență, făceau Toyota Crown Magenta sub licență, făceau limuzine sub licență, doar că ele erau branduite Hongqi. Începând cu 2018, de când au început chinezii să facă mașini ca lumea pe barba lor. Hello. E mașină chinezească. Deluxe, da. 120.000 de euro, copie după Rolls-Royce. Cum se numește? Hongqi. Hongqi. Hongqi, da. Da, veniți că... Au început să facă mașinile pe barba lor, pe spatele lor. Și Hongqi EHS9 este unul din aceste modele, o gamă foarte largă acum. Și acum Hongqi are o gamă completă de modele. Evident, nu toate se vând în Europa. Cred că doar asta se vinde în Europa și cred că o să mai vină. O să vină sigur modelul facelift de la asta, care o să aibă o baterie și mai mare. Însă, în România, mai este un Hongqi H9. Este la ambasada Chinei și mă străduiesc foarte tare să o iau la filmare și pe aceea. Așa că, dacă vreți să vedeți acel Hongqi, dați un like la acest clip, neapărat, neapărat. Și să vă spun o poveste interesantă. Am studiat un pic despre mașina asta. Cine o cumpără în China? Sau cine cumpără Hongqi în China? Oamenii de afaceri care nu vor să iasă în evidență și probabil vă gândiți, e dita mai SUV-ul de 5,2 metri, care arată ca un Rolls-Royce, cum să nu iasă în evidență? Dar la chinezi este altceva. Dacă tu ești bogat în China și nu vrei să ieși în evidență și nu prea e bine să ieși în evidență în China, îți iei un brand local și atunci poți să ai o mașină chinezească și să nu ieși în evidență. Ăsta e motivul pentru care copiii milionarilor chinezi studiază în Europa sau în America și își aduc Lamborghini-urile, Ferrari-urile, Bugatti și mai departe, le aduc în Europa pentru că aici nu-i cunoaște nimeni, sunt doar niște chinezi foarte bogați. Ei bine, în China nu, acolo merg cu Hongqi sau cu alte branduri. Ce înseamnă Hongqi? Hongqi înseamnă drapel roșu, adică steagul chinezesc. Ăsta e motivul pentru care avem dita mai dunga roșie aici. Și o să mai vedem și la interior această dungă roșie, drapelul roșu Hongqi. De la asta vine, dar se scrie împreunat. Și mașina asta nu mai are inscripțiile de Hongqi, dar interior le mai are și o să vedem cum se scrie Hongqi cu literele lor chinezești. Și ca o ultimă completare, Hongqi face parte din grupul FAV, care este unul dintre cele câteva mari concerne chinezești, Baic, Saic, FAV, Geely și așa mai departe. Deci ce este Hongqi EHS9? Păi este un SUV electric, da, este electric, de 5,2 metri, de se bate cu GLS, cu X7, cu Bentayga, cu Cullinan, cu Aston Martin DBX, mă rog, în gama aia. Însă, în varianta de top, costă 120.000 de euro. Sunt trei versiuni de echipare. Asta este cea de top, care costă atât în Suedia și în Norvegia. S-au vândut în 2002, până în 2022, s-au vândut 100 de bucăți și există, un mare fanbase pentru această mașină. Poate avea 5, 6 sau 7 locuri. Noi avem varianta de 6 locuri, 2 cu 2 cu 2 și chiar dacă, o să vedeți, chiar dacă are 6 locuri, tot are ceva portbagaj în spate. Este imensă. Iar apartamentul este 3,111 metri, adică la nivel de S-Class, la nivel de seria 7, pe acolo. Oricum, este imensă. Cam așa arată cheia. Negru, lucioasă. N-am prea mai văzut cheia așa. Încuiere, descuiere, portbagaj și aici este butonul pentru ecranul de aici, dar n-are baterie ecranul, să vă putem arăta. Oricum, mașina are și o aplicație, o poți controla și din aplicație. Cheia, na, se vede că este din plastic, dar are ceva greutate pentru o cheie din plastic și e o oglindă. Deci, practic, ai putea să te uiți în oglindă, să-ți faci freza în cheia de la mașina ta chinezească. Și hai să vă arăt, cu ajutorul cheii, ce joc de glezne, pardon, de lumini, face mașinuța asta. Ia fiți atenți aici. Și se aprinde și emblema roșie acolo. Vedeți, face un mic dans și acum dacă o închizi sau dacă honchizi, ia uite,
Ce dans frumos faci. Vum. Și se închide și LED-ul ăsta. Bravo. Oricum, are follow me home, o să rămână vreo 30 secunde aprinse și după aceea se sting. Hai și în spate. Înainte să mergem în spate, ia fiți atenți aici. Ce LED-uri mari avem pentru semnalizare și uitați-vă aici la luminile de curtoazie care se văd și ziua și nu prea, acum ziua nu prea bat, dar noaptea sau într-o parcare subterană chiar se văd foarte mișto. Hai în spate. Dacă este să mă întrebați pe mine aici, jocul de lumini este mai spectaculos decât este în față. Ia să o închidem. Ce tare. Hop. Seamănă un pic cu Audi la jocul ăsta de lumini. Vum. Ce tare. Și spre deosebire de alte branduri, în special cele europene, dacă faci chestia asta de mai multe ori, după aia nu o să mai facă jocul de lumini ca să protejeze bateria de 12V a mașinii. Aici nu. De câte ori vrei să faci jocul ăsta de lumini, poți să-l faci. Am uitat să vă arăt alte lumini. Ia, să vedem dacă... Uitați-vă la LED-urile astea. Astea se aprind atunci când deschizi sau închizi mașina, însă atunci când bagi mașina la încărcat, de aici afli SOC-ul, State of Charge-ul, starea de încărcare a bateriei. După aceste luminițe. Acestea sunt de fapt luminile de zi. Astea sunt mai mult niște lumini ornamentale, cum vedem grilele iluminate la BMW, la Mercedes și la alți producători mai nou. Există trei versiuni de echipare, două din ele au farurile Matrix LED, cea de bază are LED-urile normale, fază lungă, fază scurtă și se vede cât de mare este blocul optic. Deci mașina este atât de mare încât capul meu e cât un bloc optic din ăsta. Foarte tare. Dacă mergem în partea asta, observăm luminile de semnalizare, care sunt atât sus cât și jos și mai au și niște reflectoare aici înspre interiorul luminilor de zi. Așa arată mașina în timp ce mergi, așa arată cu luminile de ceață, luminile de ceață stânga-dreapta și astea sunt stopurile de frână, acelea care s-au aprins atunci, alea 3D. În rest, totul arată destul de interesant. Se poate vedea cât de mare este mașina, cât de mare e botul, cât de mare e grila, suprafața frontală și aerodinamica susține acest lucru pentru că are un coeficient aerodinamic de 0,345, adică un coeficient aerodinamic nu cel mai bun din segment, nu se compară cu EQS SUV sau cu BMW iX sau alte modele electrice, dar pentru o mașină care a apărut acum 3 ani, eu zic că e ok. Grila este evident plină, însă avem grilă activă aici care se desface atunci când mașina are nevoie de răcire. Și mai avem și aici o grilă destul de subtilă, așa deschisă și radarul frontal pentru frânarea autonomă. Capota este destul de simpluță. Ce ziceți? Are franc? Are portbagaj în față? Hai, puneți un pariu. Pariu, puneți pe pauză și puneți scrieți în comentarii. Hai! Uite bă, care are. Are și poți să spui cablurile de încărcare. Foarte frumos! Ce am observat, ăsta nu e cablu Type 2, ăsta e ori Type 1, ori ceva chinezesc. Mașina poate să încarce la CCS pe o parte, o să vedem pe cealaltă parte, care două. Problema este că al doilea port de încărcare, n-am găsit de unde se deschide. Dar ia fiți atent aici cum se închide capota. Nu face clanț ca la alte capote, face thump. Deci e ceva inginerie în capota asta, se închide destul de bine. Am lămurit problema, nu există port de încărcare pe partea asta. Nu există. În China există, dar la noi aici nu există. Și în manualul de utilizare de Europa nu este. Manualul de utilizare de China este. Și după ce am confirmat cu Vali, da, într-adevăr nu este. Dar încă o dungă roșie, încă un drapel chinezesc, Hongqi. Avem prize de aer reale care ies pe lângă mașină, creând efectul de outwash, deducând presiunea din pasajul roților. Pasaj care este destul de mare. Gândiți-vă că astea sunt jante de 21, sunt jantele de iarnă, nu sunt jantele originale ale mașinii, 275x40x21, deci niște jante destul de mari, dar nu exagerat, adică încep să vezi 22, 23, Ferrari Purosangue are 23 de fabrică, 22 pe spate, 22 pe față, 23 pe spate. Ăstea de 21 arată destul de decent. Dacă ridici mașina, că mașina vine cu suspensie pe perne de aer, atunci vei avea destul de mult spațiu și o să ridicăm mașina să vedem, are destul de mult spațiu în pasajul roților. Și n-am mi-a scos pe decibelmetru, pe traseu, mă gândesc la 80 de km pe oră, o valoare de 57,8, care este o valoare excelentă, excelentă. Setup-ul suspensiei e destul de normal, să-i spunem așa, double wishbone, ca și când ar avea un motor amplasat longitudinal, pe spate avem suspensie independentă cu multe brațe, multilink, deci ceva obișnuit în gama asta sau în clasa asta de lux. Și frânele, pentru că avem o mașină care cântărește 2,7 tone,
1,7 tone la gol. Sunt evident ventilate față-spate și pe față se vede că avem dita maietrierul cu mai multe pistonașe. Asta este o mașină făcută să frâneze. Avem diuze integrate în ștergător și ca să nu curgă lichidul pe lângă mașină, pe lângă parbriz, să vină aici pe la geamuri, avem aici niște rigole, chedere cu rigole, știi? Practic se prinde toată apa aici, dacă este cazul, și se scurge. Deci au folosit o soluție destul de premium la această mașină, nici nu te-ai aștepta la altceva. Și, fun fact, mașina asta depășește 2 metri lățime fără oglinzi. Cu oglinzile e mega lată, dar când ești la volan, și asta e o chestie foarte mișto, oglinda asta pare foarte aproape de tine, iar cealaltă este foarte depărtată de tine. Niciodată, nici la Rolls-Royce Phantom, nici la Ghost, nici la Bentley, cea mai condus, toate mașinile astea mari, când te uiți în dreapta, nu ți se pare oglinda din dreapta atât de depărtată de tine. Oglinzile suficient de mari, cu blind spot, cu semnalizare, cu cameră, cu lumină, deci le are pe absolut toate. Da? Deci mașina asta le are pe toate. Ce am observat? Dacă încui mașina, pleci, bună Rox, și te întorci către mașină, te recunoaște și o să-ți deschidă oglinzile și mânerele. Deschizi ușa foarte ușor, fie de aici, dar e mult mai simplu să deschizi de aici. Și vedeți sunetul ăsta înfundat? Asta este un sunet foarte amortizat, foarte înfundat, foarte de calitate. Îmi place chestia asta. Evident că mașina are soft close, dar atenție să nu-și prindă copiii degetele. Și ăsta este cel mai rapid soft close pe care l-am văzut vreodată. Efectiv, n-ai timp să-ți scoți degetul dacă te prinde. Fii atent aici. Bam! Imediat! La alte mașini sau de... La asta, pam, ți-a tras ușa imediat. Dacă vrei să pleci de lângă mașină, nu se închide. Pentru că dacă vrei să o încui, trebuie fie să o încui din cheie, fie apeși pe butonul ăsta. Ceva de genul. Așa. Eu am deschis-o așa, pentru că e mult mai ușor să deschizi ușa așa decât așa. O deschizi și hai să vedem primul look așa la interior. Ușile acoperă pragurile, dar cu toate astea, vezi, rămâne o mică porțiune, o mică porțiune aici, pe unde mai intră murdăria și te poți murdări, dar de obicei nu te murdărești atât de jos, te murdărești un pic mai sus și aici ești protejat. Avem două rânduri de praguri și nu știu cât de bine se vede. Plasticul e mov, dar e mov de la luminile ambientale, nu știu că e mov așa, ba nu, e un pic mov. Da, este foarte puțin mov și se face și mai mov de la luminile ambientale. E o senzație foarte ciudată. Iar aici, aici chiar e mov. Deci n-ai ce să faci. E mov exact precum pielea. Hai să vedem fața de ușă. Moale, moale, lumini ambientale. Și aici, nu știu dacă se aude. Ia stai să vedem. Avem texturi diferite. Și o senzație foarte mișto. Încuiere, descuiere, mâneri de ușă, buzunar capitonat, piele moale, moale, moale și buzunare capitonate cu... ori piele, ori materialul ăsta moale pe care le găsim aici. Nu prea găsești materiale tari în mașina asta. Dacă este să mă întrebați pe mine, asta are materiale un pic mai bune decât Mercedes-Benz EQS, la care mai găsești materiale tari. Și avem ceaiul locul de spate, îl avem aici, în față. Și este exact cum găsim la Audi A6, Audi A8, așa mai departe. 12 difuzoare are mașina asta. Unul aici, unul aici, whatever. Lumina, evident, roșie, ca să le arate celor care vin din spatele tău că tu ai deschis ușa. Și o să arăt acum, pentru că nu știu dacă o să putem mai târziu. Mai avem un difuzor acolo sub scaun. Îl vezi? Un loc destul de atipic. Poți să mai vergi cafea, apă pe difuzorul ăla, deci ai grijă. Apropo, mai avem aici un buzunar capitonat. Deci spații de depozitare căcălău, cât cuprinde în mașina asta. Și dacă tot vorbim de spații de depozitare, uite, încă unul aici. Deci o grămadă. Deci nu avem butoanele de reglat oglinzi și nu avem butoanele de memorie la scaune aici. Ele sunt băgate în sistemul de infotainment și în tabloul de bord. E o soluție pe care și alți producători mai folosesc, dar nu mulți. E o soluție de decongestionare, să spunem așa, a feței de uși. Hai să mergem și în spate. Hai să vedem cât de mare este deschiderea, pentru că avem o mașină care trebuie să încapă 4 oameni în spate, ce înseamnă că ai nevoie de o deschidere destul de largă. Și într-adevăr, avem o deschidere destul de largă, avem 90 de grade. Pentru că dacă stăm să analizăm cât de mare este ușa asta, mai precis,
1,2 m, dacă deschide ușa asta la 90 de grade, păi imaginează, 2 metri cu 1,2 m, la 3 metri 200 și cu 1,2 m ar veni 4 metri 400. Vă dați seama, ar fi mai lungă, mai lată mașina asta cu ușile deschise decât ar fi un Logan de lung. Așa că au deschis-o cât au putut ei de mult. Și într-adevăr, materiale bune, moi, peste tot, aceeași capitonare, peste tot, același spațiu și două butoane de deschidere geamuri, și stânga și dreapta. În spate vor sta VIP-urile, persoanele importante, șefii, și atunci dacă ei vor să deschidă geamul din dreapta, trebuie să aibă și opțiunea asta. Iar pe partea cealaltă, din nou, ai tot așa două butoane ca să deschizi ambele uși. Aici o să-l rog pe Harry Potter, sau hai, uite și aici, se vede inscripția Hongqi. Așa se scrie Hongqi în chineză. Nu știm exact care este garda la sol, că cei de la Hongqi n-au vrut să o spună, însă în poziția asta normală, să-i spunem așa, ai 26 de centimetri aici în față ca să nu zgârii bara de borduri. Evident că această valoare va crește pe măsură ce ridici mașina și unghiurile maxime de atac și degajare sunt 21 de grade, care, sincer, pentru o mașină atât de măricică, nu era deloc. Evident, garda la sol are de suferit la un astfel de SUV din cauza bateriei, care este absolut imensă. O să vă spun când ajungem la baterie câteva statistici interesante despre ea, dar hai să continuăm cu partea asta de garda la sol. Hai să ne jucăm un pic cu suspensia, da? Îi dăm easy access și acum ar trebui să coboare. S-a oprit. Și acum, hai să vedem, o ridicăm un pic și mai are două trepte, dar alea sunt folosite pentru alte moduri, off-road și alte asemenea. Deci cam așa e cu garda la sol la mașina asta. Geamurile sunt duble, laminate, tot așa, pentru confortul acustic al pasagerilor. Ia pierd, deci. Și avem și protecție. Și coboară de tot. Ia. Da, coboară de tot. Așa e și în spate, evident. Și coborând din mașină, de mai multe ori am observat un lucru interesant. Cât de grea și de mare este ușa, cu toate că ea nu este asistată electric, cu foarte puțin efort o deschizi și cu foarte puțin efort o închizi. Iar în spate e mai ușor. Și acesta este spatele. Destul de impunător așa. Te uiți în... Stai în spatele mașinii la semafor, nu știi ce e. Scurt, antenă mare, groasă, tip rechin, dar de la tip balenă mai mult decât tip rechin, un eleron cu al treilea stop de frână, ar trebui să aibă și stropiliciu integrat pe undeva pe aici. Ștergătorul ăsta este cam mic, dacă comparăm cu ștergătorul de la Acros, care de fapt o Toyota RAV4 cu altă siglă, este mai mic, le-am pus unul lângă altul. Aici avea o bandă cromată care a devenit neagră la dorința proprietarului, pseudodifuzor, curi de evacuare false, căde. Fiind o mașină electrică, n-avea cum să le aibă reale și măcar le-au făcut așa ca să mai reducă din masivitatea percepută a mașinii și un pseudodifuzor acolo. N-are nicio treabă cu aerodinamica, dar măcar este de efect. Eu am încercat să deschid portbagajul prin cazacioc, dar aparent chinezii nu sunt mari fani al dansului soldatului îndrăgostit al rușilor. Hai să încercăm să deschidem de aici. A, trebuie să apeși odată, nu trebuie să ți-ai apăsat. Asta e tare, că mai trebuie să mai... Deci, așa este portbagajul. Vedeți mocheta asta? E mochetă pusă de către proprietar. Dar vreau să vă arăt ceva absolut demențial. Se înfundă telefonul. De orice pui aici, dispare. Efectiv. Tot, orice. Ia. Încă un telefon. Uite ce drăguț. Acesta este portbagajul. Cu protecții metalice pentru bagaj. Și cu o protecție metalică și aici. Să nu vezi ce se întâmplă. Uite, se vede. Vezi? Antifonarea de la portbagaj. Ce tare. Bun. 438 de litri în această configurație cu cele 6 locuri ridicate, plus o podea falsă pentru cabluri, da? Deci cam așa arată portbagajul în versiune de bază. Ce mai avem în portbagaj? Mai avem două cârlige pentru 2 kg, două luminițe, suspensie dacă vrei să o cobori pentru a urca sau scoate ceva din mașină. De aici urci suspensia. Dar uite, așa e chiar destul de ok, destul de ușor să bagi lucrurile în mașină. 438 de litri, două luminițe și suspensie. Însă ia fiți atent aici. Căpăcel pentru rabatarea scaunelor. De ce au pus căpăcel? Ca nu cumva bagajele să atingă aceste butoane din greșeală și scaunele să se rabateze singure atunci când este cineva în spate.
Dar ia fiți atenți aici. Poți să rabatezi tetiera așa sau poți foarte simplu să cobori. Ceea ce e amuzant este că au făcut un buton pentru urcare și un buton pentru coborâre și a zis, tata, e destul de logic să fac așa. Nu, unii au exact ca la geamuri, știi, un buton pentru, același buton pentru ridicare, tragi și împingi pentru coborâre. Dar chinezii au făcut așa, ia uite, și cobori și după, la un timp o să cadă tetiera. Și poți fi amândouă în același timp? A, nu, stai, ia să vedem. Poți? Stai puțin. Da, merg amândouă în același timp. În această configurație se presupune că volumul portbagajului ar crește la 1800 și un pic de litri. Nu-i rău, oricum e absolut imens. 1800 de litri, iar pasagerii de pe al treilea rând ar avea USB-uri, spații de depozitare, chiar și două boxe, deci au de toate, de toate, de toate în spate. O să vedem cum este locul și mai avem aici câteva curelușe pentru a, sau bretele, cum vreți să spuneți, pentru a pune câteva obiecte ceva mai măricele, cum ar fi o sticlă de apă, să nu zdrângăne. Și da, cablurile de încărcare le pui aici, am arătat un pic mai devreme. Acesta este portbagajul, destul de interesant. Avem margine de încărcare plană, deci e ușor să pui obiecte voluminoase, nu trebuie să ridici mai mult obiectele. 105 cm lățime, 58 cm până aici și 125 cm de portbagaj, deci destul de mult, deci 1,25 m de adâncime de portbagaj dacă o ții configurația cu 4 locuri. Deci lejer 4 oameni cu asta, o duceți în vacanță, n-aveți nicio problemă, orice spunem Bora Bora cu ea, că ai suficiente bagaje. Buton de închidere, buton de blocare, aici dacă se strică vreodată încuietoarea, dacă vrei să o deschizi manual și ia să vedem. Odată se închide, odată se deschide, ceea ce înseamnă că și butonul ăsta, adică maneta asta, ar trebui să facă același lucru. O dată deschide și o dată închide. Exact. Este aceeași comandă. Și un detaliu interesant, nu trebuie foarte multă presiune ca să activezi protecția de la portbagaj. Tare. Avem două motoare electrice. Unul pe față, unul pe spate. 330 de cai pe spate, 218 pe față. Ideea este că există și variantă mai slabă, atât ca putere cât și ca baterie. Aici avem o baterie litiu-ion de tip Sandvish de 99 kWh brut, 90 kWh net și există mai multe tipuri de autonomie declarate. Există 510 în stil NEDC, este un New European Driving Cycle care este desuet, adică nu prea se mai folosește, 465 de km VLTP și dintre cei care au testat-o în Europa au ajuns pe undeva la 370 de km. Consumul mașinii de când n-a fost restat de vreo 10.000 de km, 7.000 de km, este de 33 de kWh, deci aproape de 300 de km, dar sunt sigur că nici nu s-a mers cu gândul de a face economie. Eu am scos 25 cu ea, am mers lejer, 25 ori 3,75, mai pui un pic, deci 300 și ceva de kilometri, 330, 340 de kilometri aș putea să scot eu iarna cu ea. E ceva. Dar cam astea sunt valorile. Versiunea facelift de după asta o să aibă o baterie de 120 de kWh, probabil că o să fie și un pic mai eficientă, deci la un 30 de kWh mers fără să o menajezi, te duci în 400 de kilometri la versiunea ce urmează să fie prezentată. Încărcarea, apropo, portul de încărcare se deschide de aici, nu de aici, nu de aici, nu de aici, nu de aici. Tara! Pentru că aici se află butonul și avem încărcare AC Type 2 la 11 kW și avem un DC la maximum 140 de kW. Asta înseamnă că de la 10 la 80 la oră se încarcă în 30 și ceva de minute, dacă prinzi o stație atât de rapidă și au început să răsară și pe la noi astfel de stații. Iar viteza medie de încărcare este de 112 kW. Nu e rea, nu e rea. Închidem portul de încărcare de aici, dar hop, vezi, dacă îl apeși încă o dată se deschide. Din informațiile pe care le am eu, mașina aia vine și cu pompă de căldură. Era culmea ca la o mașină atât de scumpă și cu o baterie atât de mare să nu ai și pompă de căldură. Și am observat că cu și fără căldură autonomia nu scade atât de mult. Arhitectura este de 400 de volți, nu este de 800 de volți și la facelift la fel. Deci nu sunt foarte multe mașini pe arhitectură de 800 de volți. Câte sunt? E-tron GT, Taycan, Kia și Hyundai, tot ce înseamnă e-GIMP, platforma nouă și Tesla Cybertruck, ăștia sunt pe 800 de volți. Dar o să vină și chinezii pe 800 de volți cât de curând, zic eu.
În total, mașina dezvoltă 551 de cai putere, 750 Nm, adică fix cât are un BMW M8 Competition. Face suta în 4,9 secunde pe modul extrem. Are mai multe confort, sport, eco și extrem. Și extremul merge doar de la 80 la 100% încărcare și poți să folosești extremul timp de 10 minute ca să nu distrugi bateria, să nu tragi foarte mult din baterie, să o protejezi. Deci cam acestea sunt. 2,6 tone să facă suta în 4,9 secunde, nu e rău, în sub 5 secunde. Dar o să vedem la prova de condus că ea nu pleacă brusc, nu pleacă, nu, asta e o mașină de lux, nu trebuie să deranjeze pasagerii, nu poți să dai blană în ea și după aia pasagerii în spate toți șase, știi, aoleu ce mi se întâmplă, nu, asta nu e Tesla, asta este o mașină de lux. Sunt curios cum este Rolls-Royce Spectre. Din toate clipurile pe care le-am văzut, nu poți urca în spate, prin spatele scaunelor din centru, trebuie să te urci frumos aici și să vii în spate, dar la locurile din... La varianta asta cu 6 locuri e foarte ușor să intri în spate. La varianta cu 5 locuri e o banchetă care se rabatează. Asta fiind mai business așa, mai business class, mai first class. Uite, cam așa stai. Și nu e rău. Ai USB-uri, scaunele este electrice, în adevăr, n-ai încălzire. Rândul 3 e doar electric, rândul 2 încălzit ventilat, rândul 1 încălzit ventilat și aici avem climatizare chiar și în spate. Evident că avem climatizare și pe rândul 2, guri de ventilație și pe aici. Deci avem chiar de toate. Chiar de toate. Și chiar e loc. Adică nu poți să te plângi. Da, ok. Trebuie să stai cu picioarele un pic ridicate. Mai mult loc pentru copii. Cam așa se vede din spate. Sunt de luxos locul. Și plafonul. Plafonul ăsta a fost pus. Cum a fost pus colantul și cum au fost înnegrite anumite elemente, așa și plafonul acesta a fost pus de proprietar. Arată demențial, se poate pune pe aproape orice mașină. Aici cabina este foarte aerisită, ai scaune electrice, cotiere, cu mai multe trepte, ce tare, guri de ventilație, climatizare automată și scaune încălzite sau ventilate automate, plus un spațiu de depozitare, buzunarele nu și le-ați văzut, guri de ventilație și pe lateral, cârlig, mâner, deci avem mânere la toate cele patru uși, îmi place că avem și cârlig și aici, surpriză, priză de 220, priză de 12 și două USB auri. La o mașină din această categorie mai ales și în special că este electrică, contează foarte mult această conectică și această opțiune de încărcare. Și mai avem aici emblema Hongqi, de fapt emblema este inscripția Hongqi, Hongqi. Rectificare, auto e doar pentru climă, nu ești pentru scaunele încălzite. My bad. Mașina are multe elemente, suprafețe, bandourile negre astea sunt lucioase. Ăsta este colant pus de proprietar, dar este un colant aplicat foarte bine, foarte, foarte bine. Așa, hai să vedem grosimea vopselei. Hai să vedem și grosimea vopselei. 0,20, o vopsea destul de groasă au pus chinezii pe mașina lor de lux, măcar atât. De ce a pus proprietarul acest colant? Pentru că pe anumite piețe, chiar și în China, există opțiunea asta de două nuanțe. Proprietarul a vrut să aibă o mașină care arată așa și a colantat-o. Se știe că la mașinile chinezești, dacă le încui din cheie, automat se închid toate geamurile și trapa. La asta o fi așa. De ce? Pentru că la ei e foarte multă poluare și ca să nu intre smog și aer murdar în mașină, a închis mașina și s-au închis toate geamurile și trapa. Hai să vedem dacă se deschid geamurile din cheie. Ia să vedem. Ha! Dar nu și trapa. Mi-a ajuns la interior, dar până ne încălzim, mai stăm un pic înghețați, așa că am înghețat. Ia, s-a mai încălzit afară. S-a mai încălzit că a înghețat și termometru. 2 grade. S-a mai încălzit. Scaun. Piele. Două nuanțe. Frumos. Pernuță exagerat de moale. Reglabilă, evident. Tetieră și asta reglabilă. Cusături, încălzire, ventilație electrice, cu memorie și cu masaj. În general, sunt ca niște fotolii, sunt niște scaune. Seamănă oarecum cu scaunele de BMW. Seamănă un pic la confort. Scaunele sunt în general bune, fotolii, n-ai niciun stres, se reglează de aici. Mai au niște setări pe aici, o să le arătăm imediat. Uite, hai să le arătăm acum. Da. Avem ventilație, heat. Fun fact, pe modul eco nu merge a treia treaptă de încălzire și nu merge nici volanul încălzit pe eco. Și nu merge nici masajul. Atât de eco este modul eco, da?
Și culmea, nici nu-ți prea vine să-l folosești, decât în rare cazuri. Apoi masajul, avem Wave Surround și cea mai veche meserie din lume și Memory 1, Memory 2, Memory 3. Așa este și în dreapta. Acesta este volanul. Nu e foarte subțire, dar e foarte gros, are decupaje, dar nu foarte mari. Astea par un pic ieftinache, mânerele astea, dar tot par, parcă mai de calitate decât ceea ce găsești pe Mercedes EQS sau EQE. Piele perforată și este moale. De ce contează foarte mult că este moale? Pentru că la mașină chinezești de obicei volanul e mai tare. Așa e tradiția lor. Ei au câteva chinezisme, cum ar fi fontul de la sistemele de infotainment, care e același pe toate mașinile chinezești. Așa e și cu volanele tare. Văd că aici au pus volan moale. Avem rotiță, avem rotiță și pentru volum, comenzi din astea cu touch, similar cu ceea ce găsești pe modelele Volkswagen, doar că n-au și swipe. Și, în general, e un volan destul de tare. Ok, e plastic pe aici, plastic pe aici. N-ai cum să pui metal pe volan, pentru că dacă faci un accident și ți-are airbag-ul, ți-a intrat ceva metalic în ochi, poți să dai în judecată compania chinezească. Așa că nu vrea nimeni să facă asta. Ce mi-ar fi plăcut mai mult? Mi-ar fi plăcut un reglaj ceva mai mare al volanului. Mi-ar fi plăcut să fie volanul un pic mai jos. Da, hai, te descurci. În general, poziția la volan e una bunicică. Și da, volanul este reglabil electric și aici, în dreapta, ai butonul de pilot automat care seamănă foarte, foarte mult cu butonul de pilot de la Audi, spre exemplu. Materiale. Și fiți atenți aici la materiale. Nu l-am pe Nelu Ciocănelu la mine astăzi, din păcate, dar, uite, moale, este moale, este moale, este moale, chiar dacă e un pic gol, moale, 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 Alcaranta, Alcantara, asta e gluma. Și plafonul este pus de către proprietar. Materiale, uite, lemnul este lemn, chiar dacă e combinat cu ceva plastic pe interior, nu, e super ok din punctul ăsta de vedere. Deci materialele sunt foarte bune. Ok, la calitatea percepută a interiorului, intră și ecranele astea, care sunt un pic tabletă AllView, știi, un pic tableta Android chinezească, dar asta e tradiția lor. Cea mai tare mașină chinezească de până acum, sau cele mai tare ecrane de la mașină chinezească, a fost Smart-ul ăsta nou, care a devenit mașină chinezească, e Geely. Și acolo, în gama asta, o să vezi ecrane mai bune, Link & Co, Geely, Smart, tot ce ține de Geely. Dar aici încă avem stilul tradițional de mașină chinezească la ecran. Dar o să vorbim despre asta imediat. Uite, butoanele astea de aici sunt ok. Astea au un click satisfăcător. Totul pare de calitate. Chiar pare. Într-adevăr, materialele astea deschise sunt pretențioase. Iar tot ce înseamnă alb e super pretențios. Dacă ai o mașină cu interior alb, bej, interior deschis, trebuie să ai grijă de el. Spații de depozitare. Ați văzut aici spațiu de depozitare în ușă. Ați văzut acest mic spațiu de depozitare. Sub această consolă imensă mai este un spațiu de depozitare, însă nu este wireless charger. Deși are baza asta cauciucată, nu este wireless charger. Mașina asta nu am văzut să aibă wireless charger. Am văzut că are un suport de telefon aici, dar nu cred că e wireless charger. Și nu este wireless charger. Este doar un suport de telefon ca să poți să vii tu frumos cu telefonul și să conectezi cablul la CarPlay. Și observăm cât de adâncă este această cotieră. Uite, îmi intră mâna cu totul. USB-C pentru conectivitate, USB-A pentru conectivitate. Nu am văzut dacă se poate conecta CarPlay-ul la USB-A. Eu mi-am pus cablul USB-C că pe ăsta l-aveam la mine. Și nu putem să vă arătăm, sau putem să vă arătăm, dar nu putem să-l deschidem. Uite, avem parolă la torpedou. Pac, parolă la torpedou, nu știm parola, nu putem să vedem torpedoul. Dar mașina asta nu duce lipsă de spații de depozitare. Ok, nu avem pentru ochelari în partea de sus, însă, ia fiți atenți aici, suporturile de pahare. Mai ziceți voi ceva? Mai ziceți voi ceva? O treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă. Să spuneți băutura. Ergonomie. Butoane pentru geamuri, că butoanele de oglinzi le avem aici și o să le arătăm mai târziu. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să te obișnuiești. Manetele astea fac ceea ce trebuie, e ușor de văzut poziția farurilor, semnalizare, tot. Ceață, ștergătoare, totul foarte natural.
nicio problemă din punct de vedere. Avariile sunt aici. Da, bine, nu știu cât de des o să se folosesc. Schimbătorul seamănă un pic cu Audi. Frâne de parcare electrică. Nu mai țin minte. Cred că are auto hold, dar nu e aici. Și suportul de pahare, cutiera, ați văzut-o. Trapa o deschizi de aici. Are și o copertină. Sau mai poți să mai faci asta. Hey, Hongqi! Open all windows! Open sunroof! Ai opțiunea să coboare și geamurile când ai mașarier din setări, evident. Pe partea de ergonomie este ok. O să vorbim pe măsură ce trecem prin toate ecranele, care patru ecrane cu funcții diferite. Vai, mama mea, câte ecrane avem aici! Acesta este tabloul de bord. Observăm că avem informațiile strict necesare, însă e destul de complicat să umbli prin meniu. Dacă dai dreapta și stânga, mai ai câteva informații. Că computerul de bord ăla e așa. Acesta este pe ultimii 700 km 36 consumul, dar am și stat cu mașina pornită. Asta este consumul pe ultimii 2200 de km, deci nu 8000 cum am crezut eu, 33. Asta e de când am plecat noi, de când am pornit motorul și n-a apucat să se reseteze. Poți să te duci pe modurile de rulare, dai confort, sport, all-road, off-road și aici se ridică suspensia de tot și la eco dispar multe chestii. Și în dreapta, din câte am putut eu să văd, nu poți să selectezi informațiile. Un tablou de bord simplu, să spunem așa, dar uite că răspunde bine, are o rată de refresh foarte bună. Și mai este un mod extrem și acum îl rog pe Harry Potter să ia camera și să arate. Deci trebuie să fii în sport cu peste 80% baterie și să apeși pe ambele butoane, pe ambele rotițe, ți-i apăsat și trece în modul extrem. Pentru maximum 10 minute. Acesta este sistemul de infotainment, care are, spre surprinderea nimănui, navigație. Printre altele mai avem așa. Apple CarPlay și primesc mesaje, dar trebuie să dau grupul pe mult dacă se mai întâmplă asta. Online Music, Local Music, Apple CarPlay, Android Auto, la media se referă. Ce muzică asculti? Video, gallery, că evident fiind o mașină chinezească, poți utiliza filme în timp ce conduci. Telefon, pac, 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 pac. Setări ale sistemului, setări ale mașinii. Display, brightness, tot. Da. Font size, language Chinese, norvegiană și engleză, pentru că mașina asta e foarte populară. Connection, audio, beep, volume, toate, uite, sound quality. Da, de basul, mid, high, sound field balance. Mamă, cum se numesc astea la chineză, au o traducere din asta de dicționar, să-i spunem așa, de Google Translate. Da, o să înveți. Sistemul de voce, voice recognition, communication, GPS, USB upgrade, security și așa mai departe. Vehicle settings și avem parola de la Glovebox, suspension adjustment, Glovebox, password, convenient access, wiper, adică să-l pui în modul de service. A, ți-ar apare și pe ecran, ce tare, dacă semnalizezi? A, nu-ți apare, dacă dai flash, nu apare. Ok. Secure unlock, windows closing when raining, auto fold, outside mirror să se ducă, oglinzile exterioare să coboare, unlock when approaching, vehicle towing warning și așa mai departe. Moduri de rulare, driving mode, le avem aici, custom și extreme. Îl poți activa de aici, dar din nou trebuie să ai 80% baterie. Blind spot detection, lane departure warning, lane keep assist, toate modurile. Sunt foarte multe setări pentru că avem foarte multe sisteme de asistență. LED settings, ambient lighting, custom, color adjusted mode custom. Uite, ăsta este modul, poți selecta tu, nicio problemă. Și intelligent high beam, adică fază lungă automată. Acestea sunt setările vehiculului. Avem setările pentru încărcare, 72%, charge time, limitation, charge limit 90%, discharge limit 20%, setări, low battery reminder, niște setări simple. Carbit Link, care, culmea, merge, nu cred că merge doar pe partea aia, dar cred că trebuie să te conectezi de la ecranul din dreapta. Android Auto, evident, și Apple CarPlay. Fun fact, toate aceste ecrane, sau fiecare din aceste ecrane, au 16,2 inch în diagonală. Acesta este cel mai mare Apple CarPlay, cel mai lat cel puțin, cel mai mare Apple CarPlay pe care eu m-am jucat. Foarte bine merge CarPlay-ul. Sistemul de sonorizare nu este la nivel de Burmester, Bang & Olufsen, Bose, JBL. Ați faci treaba cu el. Asculți niște muzică, asculți un podcast. Știi? Ce CarPlay absolut imens. Hongqi! Ia uite, prima dată când Hongqi pe CarPlay aici. Foarte tare. Și cam acesta este sistemul de infotainment. E unul mare, frumos și bun. Îmi place când am un CarPlay imens. Îmi place. Ecranul pasagerului. Online music, local music și settings ale ecranului. Eye protection mode ți-l face mai galben.
exact ca la telefon. Conect Bluetooth, volum și așa mai departe. Nu poți avea navigație aici, nu poți avea CarPlay aici, deci doar video se uită. Pasagerul se poate uita la video, dar fun fact, ăsta nu are privacy. Are ecranul șoferului privacy, ăsta nu are. Ceea ce înseamnă că dacă pasagerul se uită la un film, te poți uita și tu. Ia fiți atenți aici. Ecranul ăsta este probabil cel mai interesant dintre toate. Gata, am oprit mașina. S-a oprit mașina. De aici am pornit mașina. Și sunt curios dacă mi-apare Ready to Drive din dreapta, până nu apăs pe frână sau până nu pun centura, că nu prea te lasă să pleci fără centură. Acum, după ce o pui în drive, devine ready. Și încă o chestie, fun fact, dacă ai centura pusă, ești în drive și îți dai centura jos, mașina nu se trece în parc, dar se activează frâna de parcare electrică. Acum hai să vorbim despre ecranul ăsta. Începem de sus până jos. Ia uite, ai mod baby și ce se întâmplă? Volumul maxim scade. Ai haze, în care dezaburești toată mașina. Smoke, dacă vrei să fumezi, se deschid geamurile foarte puțin ca să poți să fumezi, și trapa, asta e tare. Casual, la casual, ce se întâmplă? Pornește masajul, pornesc scaunele încălzite sau ventilate, practic te relaxezi. La refresh, îți bagă niște climatizare, te învigorează. Și nap, totul pe mut și la un moment dat se vor stinge ecranele. Doar cel central, că cel al pasagerului rămâne pornit. Dar, hai să încheiem cu modul ăsta. Beep on, dacă vrei să ai beep. Brightness, auto. Setări din ăștia minore. Selectezi unde se duc aerul de aici, dezaburire de aici, volanul încălzit de aici. Front, middle și rear, dacă vrei să selectezi climatizarea. Port bagajul. Ce repede! Wow! Abia am apăsat pe el. Ca să-l închizi. Closing. AVM. Înseamnă Around View Monitor, că nu mai îmi venea. Și avem camere 360 de grade, Wide View, 2D View, 3D View, Rim View, asta poate fi interpretabil, Settings, Setting, că e una, Dynamic Trajectory, Object Detection, Blind Spot, Solar, nu, Sensor Alarm, Volume, Obstacle Reminder și așa mai departe. Și dacă dăm pe All, avem de sus și 3D View. E ceva similar, dar vezi, nu poți să te miști. Ba, da, poți. O, frumos. Și poți să vezi și ce e sub mașină. Dacă mergi în față sau în spate, vei putea vedea și ce este sub mașină. Se vede cum se umple imaginea și vezi ce ai sub tine. Ce tare. Da, e un sistem de camere 360 normal. Rezoluția e bună, refresh-ul e bun, senzorii merg bine. Oricum, pentru o mașină atât de mare, clar, ai nevoie de asemenea camere. Apoi, apă. Avem apă dacă ți-e sete apă, care este de fapt sistemul de parcare automată. Hill Descent Control și ESP Off. Și evident, setările pentru scaune pe care le-ați văzut deja. Și cam acesta este ecranul de jos. Și mergem la proba de condus cu scaunul încălzit, cu volanul încălzit, care se încălzește peste tot. Nu ca la Toyota, doar aici unde trebuie să ții mâinile. La Toyota, de exemplu, dacă pui volanul mâna aici, e rece, e foarte rece. Și prima impresie e că e dita mai barca. Vezi capota, vezi dunga aia acolo, ceea ce e ok, că ai o idee despre extremitățile mașinii, inclusiv în stânga, în dreapta. Volanul se manevrează efectiv cu un deget. Deci e o experiență de condus absolut fenomenală într-o mașină atât de grea. Nu este o mașină cu care să faci trasee, să faci slalom. Una cu care să mergi foarte relaxat și silențios, cu un dita mai CarPlay-ul, dar poziția la volan e bună, oglinzile îți oferă suficientă vizibilitate, nu prea ai stres din punctul ăsta de vedere. Are un diametru de bracaj mai măricel, dar în rest poți să o întorci, e ușor de parcat, ușor de manevrat. Ai și camerele astea care te ajută, uite cât de ușor poți să întorci. Manevrele sunt făcute destul de ușor. Ai și parcare automată. Ați văzut că are două eroare pe parcare automată. Se conduce cam ca orice altă mașină. Și când pleci cu ea de pe loc, simți puterea, simți cuplul. Noi suntem pe modul confort acum. Nu vreau să o trec pe eco pentru că pierdem scaunele încălzite, masajul și așa mai departe. Chiar nu vreau să le
să le pierdem. Și cred eu că nu o să meargă multă lume cu ea pe confort. Deci se aude cât de tare bipăie semnalizarea. Uite, dacă vrei să pleci mai tare, la început îți dă un pic de lag așa, dar după aceea începe să urce în totală silențiozitate. Evident că după aceea, dacă o treci pe sport, altul va fi răspunsul. Chiar și așa un pic întârziat. Uite, o dăm acum pe sport. Sport. Și hai să vedem cum e pe curbe. Și să mergi cu vaporul pe curbe. 2 tone 700, cu noi în ea 2850. Da, dacă vrei, se mișcă. Ce reușesc inginerii de șasiu să facă zilele astea cu toate mașinile e ceva fenomenal. Să-ți vândă mașini de 2,5 tone, aproape de 3, care să se simtă foarte ușoare. N-aș recomanda să frânezi tare cu mașina asta, nu că n-ar putea. Pedala de frână e moale și se dozează destul de ușor, dar simți masa cum vine peste tine. Nu are foarte mult ruliu, foarte mult tangaj, de asta se ocupă suspensia pneumatică. Dar la un moment dat începi să simți masa. Volanul pe sport se întărește artificial și nu pot spun că îmi place, pentru că mașina începe să devină grea, dar asta doar imediat după ce pleci off-center. După aceea se ușurează și uite, urci, n-ai treabă. N-ai deloc treabă cu mașina. E genul de mașină pe care să mergi relaxat. Și dacă ai nevoie de o depășire, dă seama, ai 550 de cai, 750 Nm, sunt aceleași cifre pe care le avea, bine, vorbim de o mașină pe benzină, X5M, primul X5M. Ia uite, acum pe jos e mâzgă, sunt frunze, e ud și simți cum lucrează mașina cu anvelopele să pună puterea jos. Nu ai probleme de genul ăsta, dar o simți așa sub tine. Nu poți să spui că ai... Uite, cum a plecat. Foarte mult feedback, dar nici nu e genul de mașină, e efectiv un Rolls-Royce. Și v-am spus eu mai devreme de schema cu oglinzile, care se simte foarte departe. Ia să vedem pe dâmburi. Ei, acum eram pe sport, dar hai la următorul dâmb, să o trecem pe all-road, ca să fie mai moale suspensia așa. Uite, vezi, mare diferență de suspensie pe all-road. Și dacă o trecem pe confort, e undeva la mijloc. All-road-ul e varianta cu suspensia cea mai moale. De fapt, off-road-ul este, dar nu e cazul acum. All-road-ul e pentru drumurile pietruite, pentru drumurile cariate, zic eu. Dar uite, pe confort, n-ai nici cea mai mică treabă. Și crește în viteză și crește în putere. Destul de interesant, fluid, merge, n-ai treabă. Prinde 200, dai seama că dacă mergi cu 200, nu știu dacă faci 200 de kilometri, dacă mergi o oră la 200 de kilometri pe oră. Îți arată aici procentajul puterii cu care mergi, îți arată și când regenerează, până la 90% baterie nu regenerează mai deloc, face coasting. Acum, de la 70, dacă îi dau drumul, 24. Probabil dacă merg pe Eco, hai să o trecem un pic scurt pe Eco, probabil o să regenereze mai mult. O, da! Îi dăm multă regenerare pe Eco. Și se închide și ecranul pasagerului pe Eco. Dar hai să o trecem din nou pe confort. Regenerează cam cu 40-50 de kW. Pe confort cam cu 24. Și dacă o treci de pe confort pe Eco pe confort, pierzi ultimele setări, adică pierzi ultima treaptă la scaunul încălzit, pierzi volanul încălzit, pierzi masajul și trebuie să le reactivezi. De asta cred că e singura mașină la care eu chiar nu recomand modul Eco. Deși cu electricele ai suficientă putere cât să mergi cu Eco, chiar și cu Dacia Spring. Mie mi-a suspendat contul la Spark că am mers cu 100 pe DN cu Dacia Spring pe modul Eco pe 33 de cai, pentru că am mers prea tare pe DN-ul. 100 pe bord, că așa aveam vreo 90 și ceva real. Deci
se poate și cu springul. Cu asta nu mai vorbesc. Asta e genul de mașină cu care să-ți iei prietenii, să faci călătorii cât de lungi se poate. Chiar dacă trebuie să oprești să încarci. Uite, ia, te duci pe curbe. Mașina, opa, se duce, virează, vezi, e un pic nervoasă așa dacă te joci. Virează surprinzător de bine pentru câta barca e. Și hai să facem așa un kickdown scurt. Oho, tată, asta a fost pe confort. Pe sport e un pic mai incisivă inițial, dar fiind un kickdown și are pedală de kickdown, performanțele vor fi aceleași pe kickdown. Nu vei avea parte de mai puțină putere. Nu, e o mașină mega relaxantă, mega odihnitoare, se conduce surprinzător de bine și vine de la un producător care s-a specializat pe modele de lux. Eu aș vrea tare mult să merg și cu H9-le să văd cum e. Și o să vedeți că intră chinezii tare pe piața, pe piața europeană. Dacă nu o să primească niște taxe suplimentare, dacă nu o să facă Uniunea Europeană ceva care, ca să înfrâneze asaltul ăsta chinezesc, cum a făcut cu Apple, spre exemplu, să-i facă să treacă la USB-C, nu știu dacă mai avem vreo șansă noi europenii cu mașinile noastre. Și asta nu prin calitatea mașinilor chinezești, că ei sunt undeva pe acolo. Dar e vorba că prețurile au cam explodat la mașinile europene. În Italia e plin de mașini chinezești, în Norvegia e plin de BYD-uri, Xpeng-uri și așa mai departe. Nu pe noi ne claxonează. În Germania am văzut Dongfeng-uri de FSK-uri și așa mai departe, Seres-uri. Până și pilotul automat la ea merge bine. L-am folosit, răspunde la fel ca orice alt pilot automat. Nu prea am ce să-i reproșez. Și îl activez și ușor. Gata, și l-ai activat. Și merge. Păstrează distanța, are și menținere de volan. Poți să mergi așa până la munte, lejer, lejerean. Ia să vedem consumul. Pe ultimii 10 km avem 39, dar i-am și dat un pic și am și stat cu motorul pornit foarte mult timp. Se stabilizează dacă mergi constant așa pe la un 25 și nici nu cred că ai nevoie de mai mult. Când pui frână și se dezactivează, ați auzit, turutum. Toate alertele la mașina asta sunt destul de tare așa. Și o să încheiem și cu o plecare de pe loc. N-avem modul extrem, că avem sub 80 la oră, ia să vedem. O să încheiem și cu o plecare de pe loc pe sport, pentru că nu avem modul extrem, pentru că avem sub 80% baterie. Auto hold-ul l-am activat, mașina e trecută pe sport, rămâne la înălțimea medie, să spunem așa. Hai, 3, 2, 1, un pic de lag. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Acum o să zică, da, la banii ăștia ți-ai Tesla care face. Da, mă, dar ți-ai Tesla, și? Da, asta contează la o mașină pentru tine. Să îți mute ficații din loc la fiecare plecare de pe loc. Poți spune că 5 secunde până la 100 înseamnă că ai o mașină lentă? Eu nu cred. Și nu o să stai toată ziua să-i dai blană, blană, blană. Toată lumea merge cu Tesla pe chill. Nu știu cine merge pe Ludacris tot timpul. Ludacris. Wow. Nu, e impresionantă prin ceea ce face, că e mare și e capabilă. Dacă avea niște boxe un pic mai bune, chiar că era mașina ideală. CarPlay are, te doare la banană. Și hai să termin episodul nostru cu Hongqi EHS9. Mulțumim Valentin Bradamul, mulțumim Swiss Clinics. V-ați luat o mașină excelentă pentru transport, să-i spunem așa. Am înghețat, dar a meritat. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Ne vedem în noi și noi episoade. V-am pupat!